Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloș, a onorat și anul acesta invitația de a vizita Târgul Internațional pentru Agricultură, Industria Alimentară și Zootehnie, Agraria. După ce a participat joi la conferința Consorțiului European al Universităților de Științe ale Vieții CASE, manifestare găzduită de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca și apoi s-a întâlnit cu membrii unei cooperative de producători de lapte din apropiere de Gherla, Dacian Cioloș a sosit vineri la complexul Expo Transilvania, unde a petrecut mai bine de 2 ore. Demnitarul european a vizitat standurile Târgului Agraria, a discutat cu fermierii și a degustat produse tradiționale și a amintit de perioada studenției în timp ce sorbea dintr-un pahar de bere neagră alături de rectorul USAMV Cluj, Dorut Panfil. El însuși absolvent al Universității Clujene, Dacian Cioloș și-a continuat turul printre expozanții Agraria, iar în final a adresat câteva cuvinte crescătorilor de bovine, cărora le-a vorbit încă o dată despre importanța asocierii. Prezența la standul Ferma Media Group l-a dus față în față cu caricaturistul Radu Clețiu, deținătorul recordului mondial de rapiditate în realizarea de caricaturi clasice din profil. Cu această ocazie, artistul timișorean i-a oferit acestuia un portret special conceput în timpul expoziției de la Cluj-Napoca. Dacian Cioloș s-a arătat încântat de cadoul primit și a promis că îi va găsi un loc în biroul său de la Bruxelles.